Bună ziua la toți fanii mei, vreau să vă spun că azi Alin zice că îmi face o surpriză, dar nu știu ce vrea să facă. M-a sunat să cobor jos, să nu mă duc după el unde este el, ca să îmi fac o surpriză, dar nu știu ce surpriză o să-mi facă. Nu vine să cred ce-o fi cu Alina. Mă îmbrăcai frumos astăzi, în ochii asta. Nu știu ce surpriză o să-mi fac Alina astăzi. Mai mi-a crescut părul, vedeți? Nu știu ce surpriză să fac aia. Vreau să vedeți și voi să fie surpriză și pentru voi, nu? Că și pentru mine, uite cum sunt. Sunt, nu-mi vine să cred. Nu știu, Alin, ce a venit să-mi face o surpriză. Dar ce surpriză o să-mi facă, nu știu. Și patrona și Mihaela m-au chemat. Cred că mă sună Alin, nu știe că am coborât. Ia să văd. Ia la cărăl! Să rămână, mă mică! De ce m-a schimbat? De ce m-a chemat? Ce surpriză vrei să faceți? Nu pot să spun acum. Trebuie să faci un pic cu pauză ca să... Ce? Să te duc spre surpriză, că vreau să te leg la ochi. Nu poți să te duc așa. Păi de ce? E o surpriză. Hai mă, nu-mi vine să cred. Cum se face? De ce surpriză se face? Păi o surpriză. Ce ați vorbit, mamă? Ce ai vorbit cu ei? Ce surpriză? Eu nu m-am marit. Eu sunt maritată cu diamant. De cine mă înșine? Eu nu vreau pe nimeni. Eu vreau pe diamant. Mă duc înapoi în Germania dacă faceți așa. Vedeți de ce nu stau eu cu voi? Din cauza asta nu stau cu voi. Cum? La nașă. Hai mă, lasă-mă că vine diamant dacă... Pe unde mă duci încolo? Păi nu știu, hai să vorbim. Ce a făcut de patrona? Ce vrea să facă? Ce surpriză, că nu vrea să-mi spună. De ce nu vrea să-mi spună? Păi nu știu, am înțeles că ar vrea să te mărite, Olga. Doamne, nebunii la capăt. Că de-aia a mers ieri la salonul ăla, ca să vadă unde se face evenimentul.
Nu îmi vine să cred. Păi cu cine să mă mărit? Că eu sunt măritată cu Diamant. Păi da, atunci îl aduci pe Diamant și faci nunta cu el. Eu nu știu ce păi să eu zic. Cu Diamant vreau să fac nunta. Patru ani a luat-o razna. Pe cine a găsit? Ia pe altcineva. Păi eu nu iubesc pe nimeni. Eu iubesc pe Diamant. Nu pot și să atunci cum Diamant. Scoți problema asta la capăt? Hă? Cum scoți problema la capăt? Păi zici ce a vorbit patrona, zici și mie ce a vorbit patrona. Nu știu, nu vezi că și Alin și patrona fac planul, vor să te mărite, a zis că gata. Ia zi tu aici, zi adevărat, zi tu adevărat. Care treaba, ce a zis? Păi ți-am zis, am văzut discuții, ne-ai văzut și ieri, că bacă te mărit așa, bacă te mărit așa. Acum nu știu ce să mai zic, care, cum... Păi cu cine vrea să vă mărită, că eu tot nu știu. Păi nu știu, eu am înțeles că sunt mai mulți candidați care vor, adică vor să te ia de nevastă, dar acum alegerea stă la tine, degeaba vrea patroana, vrea Alin, dacă nu vrei tu. Tu trebuie să ne spui cu cine vrei să rămâi, să-l omorâți toată situația asta. Păi eu vreau cu, eu sunt măritată cu Diamant, la Timișoara. Păi la Timișoara, dar uite, acum ai venit și stai aici în România. Și păi am venit să stau în România aici, să vină Diamant, să fac numai aici la București. Păi da, vezi că nu vezi că Diamant nu vine? Păi nu știu, convinge pe Diamant, zici ceva lui Diamant acum. Păi ce să-i spun, Diamant, dacă vrei să rămâi cu Olga, trebuie să faci la un fel, că uite, Olga a venit în România, tu stai acolo, relația la distanță nu merge. N-ai cum. Unul pe parte, altul pe parte. Și cum facem? Depinde de tine, că e bărbatul tău, trebuie să vorbești cu el, să faci o înțelegere. Păi nu mai vorbește cu mine, nu știu de ce mi-a dat bruca aseară. Păi din ce cauză v-ați iertat? Că a văzut că nu vrea să facă nuntă, el auzi să vină el la București să facă nunta. Vrea să facă nunta la Frankfurt, auzi unde sunt neamurile. Dacă nu vrea să facă nuntă, înseamnă că nu are gânduri serioase. Auzi că vrea să facă eu nunta unde sunt neamurile lui, la Frankfurt. A, vrea la el acolo. Să facem la București aici, că e patroana, sunt și neamurile mele, vin și neamurile lui. Dacă nu vezi, trebuie să vină neamurile lui la nuntă, nu? Păi da. Eu cred că mă despar și de Diamant, nu mai știu ce să fac. O să mă despar și de el, nu știu ce o să fac. Ca așa pe ea patroana. Nu știu ce facem și cu patroana și cu șatra asta, ne-am mâncat șatra. Nu mai știu ce ar fi făcut. Cu menajera, trebuie să merg cu menajera, aștept documentele și actele să dau afară. Din casa mea era copiii mei, de la nora mea de acolo din casă, că zice că la botez, dacă a fost la botez, ci că zice că e șef acolo, auzi, ea a fost menajeră, făcea curățări, a făcut masa la botez, a ajutat pe ea la botez să facă mâncare. Și zice că e șef, auzi, e pe naibii, vezi de șefia ta, la Severin, la Fervec, du-te la Fervec, menajeră! Du-te la bărbatul acasă, că ține menajera aia acasă. Du-te, dă menajera de la tine, din casa afară. Vai de capul tău, că eu vin acasă când vreau. Ce crezi? Că ești tu stăpân acolo? Niciodată nu o să fii. Tu o să fii pe drumul. O să vezi tu, menajera. Să mergem după patroana, să o căutăm, să o întrebăm cu cine... Vrea să mă mărită, că eu nu mai mă mărit deloc, mai bine nu mai mă mărit, gata, nu mai fac nicio nuntă, lăsați-mă. Dar unde s-au dus ăștia, în care parte au luat-o? Unde s-au dus ăștia, că nu m-am uitat în ce parte au luat-o. Nu știu, bă, Mihaela, mai bine nu mai fac nicio nuntă. Ce nuntă trebuie mie? N-am făcut nuntă odată cu Tomi, când aveam 11 ani jumate. Dar n-am făcut-o la biserică, n-am făcut-o... Păi acum trebuie să o faci completă. N-am făcut cu acte... Eu n-am acte cu Tomi, cu nunată cu el, nu am făcut la biserică, vreau acum să fac acte cu cine mă mărit să fac la biserică, să fiu înaintea lui Dumnezeu măritat, adică că la noi la țigan cum era, numai m-am îmbrăcat mireasă și fără acte și fără la biserică. Da, iurea procedură. Am fost măritată, nu am fost bine înaintea lui Dumnezeu. Vreau să fiu înaintea lui Dumnezeu măritată, să nu mai stau... fără să am acte, fără să fiu cununată înaintea lui Dumnezeu, vreau să fie ceva așa, cum scrie în Biblie. Când te măriți, să ai grijă de bărbatul tău, bărbatul tău să aibă grijă de tine, să-l iubești cu adevărat, să nu-l înșeli, să nu... Asta vreau, vreau să am un bărbat, să fac acte cu el. Eu am crezut că fac cu Diamant, dar că Diamant nu mai răspunde, mi-a dat bruc, asta e, nu știu, o să vedem. Ori nu mai fac deloc, na, care-i teva? O să stau să mai văd care-i teama.
Nici după patronul nu mă iau. Să știi că nu mă iau. Hai să o căutăm pe patroana. Haideți, prieteni, că mergem să o căutăm pe patroana și revenim mai târziu cu detalii. Că ăștia au plecat fără aici, noi, l-au luat pe David. Hai să vedem dacă e aici. Și au plecat la cumpărături. Hai să vedem, e aici?